mențiune, Raclaru Andra, de la Liceul Vasile Conta din Târgu Neamț. Mențiune, Daia Mihaela, de la Colegiul Național Ion Maiorescu. Elevi iubitori ai cărților, scrisului, culorii și celei de-a șaptea arte au fost premiați într-un concurs de eseuri și realizări artistice din domeniul artei plastice și filmului de scurt metraj. Biblioteca județeană I.A. Basarabescu a găzduit evenimentul care se înscrie într-un proiect național, Lumea din Cuvinte și Culoare, proiect aflat la a treia ediție și inițiat cu scopul de a încerca repunerea în drepturi a cărții și bibliotecii a artei în general. Aceste cărți vă așteaptă întotdeauna atât de discrete, dar atât de interesate de voi să le răsfoiți. Este o săptămână specială, această săptămână, săptămână altfel. Se desfășoară sub o deviză absolut minunată, să știi mai multe, să fii mai bun. Sunt două noțiuni care se leagă foarte bine împreună și e bine să participați. Văd că sunteți din grupe diferite, din școli diferite, grupe diferite de vârstă, școli diferite și e minunat să ne întâlnim într-o astfel de zi de primăvară. La secțiunea de eseuri, creații ale elevilor care au participat în primă instanță la concursul Cartea care îmi place, locurile 1 și 2 au revenit elevilor de la Colegiul Național Ion Maiorescu Giurgiu, în timp ce locul al treilea a fost ocupat de un reprezentant al Liceului Vasile Conta din Târgu Neamț. De menționat este faptul că respectivele premii au fost atribuite celor care au scris eseuri în limba română, competiția derlându-se pe aceeași secțiune și cu lucrări în limba franceză. Locul 1 la film de scurtmetraj a revenit tot elevilor giurgiuveni de la Colegiul Maiorescu cu producția Revelația, un film legat de aducerea în realitate a romanului Moromeții a lui Marin Preda.